Procurorii de ICOT, în colaborare cu ofițerii de la crimă organizată din Iași, sprijiniți de mascați de la jandarmerie, poliție și poliția de frontieră, au descins la mai multe adrese ale unor persoane care s-ar fi ocupat de falsificarea și plasarea de bancnote pe piață. La percheziții, la una dintre adrese, s-ar fi descoperit și 18 baxuri de țigări de contrabandă. Sursele site-ului vasiledale.ro spun că principala țintă a ofițerilor de la crimă organizată din Iași ar fi fost o femeie angajată a unei bănci din Sighetul Marmației. Aceasta a fost ridicată și dusă la audieri. Totodată, soțul femeii, polițist de frontieră în Vama Sarasău, a fost și el ridicat și dus la audieri. Înainte, acesta și-ar fi dat demisia din cadrul Poliției de Frontieră Maramureș. Cei doi au fost audiați la DIICOT Iași. Site-ul vasiledale.ro scrie că la domiciliile percheziționate s-au descoperit sume uriașe de bani în euro, lire, sterline și lei. Anchetatorii ar fi petrecut ore întregi doar pentru a reuși să îi numere. Conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetul Marmației anunță că acordă tot sprijinul necesar organelor de cercetare penală care instrumentează cazul fostului polițist de frontieră implicat în acest dosar penal. Totodată asigură de faptul că integritatea personalului este o prioritate majoră a instituției, sens în care conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetul Marmației va lua întotdeauna măsuri ferme față de personalul din subordine implicat în astfel de fapte.